Mister, o să începem, să spunem, conferința de dinainte de fiecare etapă din Superliga, dar o să începem într-un mod atipic. Aș vrea să vă întreb, doar că am fost martor la despărțirea de Raul Opruț, ce ați transmis? L-am înregistrat, dar o să vă rog pe dumneavoastră să-mi spuneți acum despre ce a fost vorba. El știe foarte bine că am crezut foarte mult în el. Încă de când am venit aici, am ales să jucăm cu Andărul ca și fundaș dreapta. Știți foarte bine, la Liga 2, tocmai în ideea că el simțeam și credeam că va crește mult. Și în continuare cred că are marjă de progres. Poate e mai bine pentru el plecând afară, pentru că va progresa mult mai mult. Însă este clar că cu toții nu ne-am înșelat în privința lui. I-am urat multă baftă, anumite lucruri, detalii mici care îl pot ajuta pe el ca fotbalist să crească și atunci implicit ajut și echipa. Vis-a-vis de această plecare și de banii care s-au luat, nu știu cât, ca și o paritate așa, nu știu cât de bine este pentru club suma de transfer, însă eu ca antrenor poate sunt subiectiv, dar este clar că este o pierdere pentru echipa. O întrebare inerentă de jurnalist ar fi cum îl veți înlocui sau cu cine nu pot să vă întreb. Sau pot să vă întreb, dar n-am cum să anticipez un răspuns. Da, vom vedea mâine. Este clar că va trebui să fie înlocuit. Avem jucători care își așteaptă rândul. E normal să vină să dea totul. Asta este cel mai important. Pe urmă, rămâne de văzut ușor-ușor dacă îl vom înlocui sau va fi cel puțin la fel de bun ca Raul. Ne vom mișca un pic și pe partea asta altă de transferuri, dar trebuie să mai așteptăm puțin. Ajungem la meciul cu Arad. Reîntâlnire cu Mircea Rednic, pe care, dacă nu greșesc, l-ați avut antrenor, nu greșesc. Nu? Da, l-am avut în multe rânduri. Da. Da, este un antrenor cu experiență, însă e clar că UTA este mult schimbată. El are capacitatea asta să formeze o echipă, nu știu dacă pot spune, omogenizează, pentru că e timpul foarte scurt, dar văzând cele două meciuri ale lor, prima repriză a fost una foarte bună la Galați, un meci bun și cu contra CFR-ului, deci pe undeva reușește să închege o echipă, chiar dacă sunt multe schimbări. Însă depindem de noi. Suntem pe un trend bun, am făcut două meciuri bune, avem doar 3 puncte, dar în general jocurile bune și ocaziile îți dau încredere și normal că nu poți rata la nesfârșit. Este clar că apar rezultatele, asta ne dorim, să legăm două victorii, ar fi foarte important pentru noi, pentru parcursul următor în campionat. Ați povestit despre jocul de echipă. Totuși, într-adevăr, au fost foarte multe schimbări în lotul celor de la UTA, dar au prelungit contractul acestui copil, Rareș Pop. Și pare că jocul UTA-i se cam bazează foarte mult, deși este foarte tânăr, Rareș Pop. Da, nu vreau să mă focusez asupra unui jucător. Eu, într-adevăr, au jucători cu calitate. Într-adevăr, el este un copil de viitor, știe toată lumea. Normal că sunt lucruri pozitive și remarci pozitive la adresa lui. Dar noi trebuie să-l blocăm, nu numai pe el și pe ceilalți, și în general jocul UTE în momentul în care ne vom apăra. Pentru că vor fi momente în care va trebui să ne apărăm și trebuie să o facem bine, cum și vor fi momente în care vom ataca și cu siguranță vom face asta. Importantă, în primul și primul, este atitudinea. Probleme de lot, suspendări, știu că nu-i cazul. Da, sunt ceva probleme și cu Gabi, să zicem incert, și Gabi Bala ieri s-a accentat la antrenament. A făcut astăzi antrenament ușor, vom vedea mâine dimineață cum este, vedem dacă va fi măcar în lot, nu știm, vom vedea, însă cei doi sunt incerți.